Tema este cu siguranță foarte interesantă și valorificarea potențialului României poate să ne ofere o zonă de discuții foarte largă, cu un spectru de aplicabilitate foarte, foarte larg pe absolut toate domeniile. Aș vrea să punctez doar câteva idei cu referire strict și la hidroelectrica din punctul de vedere al companiei pe care o reprezint. S-a vorbit în sală despre situația cu tinere, studenții și partea aceasta de valorificare a resursei umane. Vreau să vă transmit faptul că Hidroelectrica desfășoară un program de internship cu Facultatea de Energetică din cadrul Politehnicii, astfel încât avem în fiecare an un foarte mare grad de încărcare pentru a avea în cadrul companiei tineri specialiști și să-i pregătim în această zonă și să vadă cum se lucrează la firul ierbii. Totodată și burse, oferim burse, Hidroelectrica oferă burse pentru studenți cu rezultate deosebite, după aceea aceștia devenind specialiști în cadrul companiei. Cu rezultate deosebite, aș putea spune, am văzut în ultimii 10 ani studenți care au venit de pe băncile facultății și au evoluat foarte, foarte frumos în cadrul companiei. Aceasta este o paranteză, a fost o paranteză cu subiectul legat de valorificarea resursei umane. Bineînțeles că Hidroica își ia rolul în serios de un pilon al stabilității sistemului energetic național și aici aș dori să-i spun și domnului Dobra că noi suntem și producători, dar și furnizori de energie, fiind astfel într-o zonă duală pe această piață de energie. Hidroelectrica, de exemplu, și-a menținut oferta la consumatorii adresată consumatorilor casnici la același nivel sau un nivel similar începând cu 1 ianuarie 2021. Am avut o ofertă pe care Hidroelectrica și-a menținut-o afectând clienții pe care avem un portofoliu de evoluție a prețurilor din piața de pe energie, care într-adevăr au atins cote maximale în ultimii 2 ani. Cu siguranță că ne-am adresat și industriei și de aceea portofoliul companiei a crescut în anul 2023 până la un nivel foarte, foarte sus, atingând poziția numărul 1 pe partea de concurențial, pe partea de furnizare, pe piața de furnizare concurențială. Totodată, bineînțeles că aceasta, după cum bine știți, a făcut o presiune deosebită asupra Hidroelectrica, dar suntem în situația în care, în momentul acesta, facem această dezvoltare, cuvântul de ordine fiind digitalizarea întregului lanț pe partea aceasta de furnizare. Cu siguranță că dezvoltarea industriei generează creșterea consumului de energie electrică, astfel încât Hidroelectrica joacă un rol primordial și pe această parte de producție. Planurile noastre de dezvoltare sunt foarte ambițioase, fac parte alături de colegii din directorat într-o echipă nouă de management, de patru luni de zile, astfel încât avem planuri foarte ambițioase pe această temă. Achiziția UCM Reșița, bineînțeles că este unul dintre principalii piloni pe care ne-am axat în ultimele 4 luni, cu niște termene foarte clare prin care, prin această achiziție, Hidroelectrica își reduce dependența față de ceilalți furnizori, ajutând totodată și la dezvoltarea UCMH, îi spune în momentul acesta, pe niște principii sănătoase de business și a asigura o integrare a activităților de mentenanță împreună cu furnizorul nostru tradițional de mentenanță Hidroserv, astfel încât această juncțiune între cele două entități să ofere Hidroelectrica un potențial deosebit de dezvoltare și de a nu mai depinde de alți furnizori din piață, care evident suntem într-o zonă foarte fluidă de negociere cu aceștia și depindeam de ei.
Prin această integrare, Hidroeca își asigură o independență pe absolut toate programele de investiții. Bineînțeles că este un proces, noi facem pionerat în acest moment, în această zonă, dar prin acest fapt vrem să încurajăm, practic, dezvoltarea industriei din România, pentru că ne-am uitat cu foarte mare atenție în România și dorim să încurajăm această dezvoltare în România. Cu siguranță că știți, avem proiectele de investiții, Vidraru, pomenea domnul ministru, cred, sau cineva de la masă, este un proiect de anvergură în cadrul Hidroeca, bineînțeles, de peste 900 de milioane de lei. Avem Râul Mare Retezat, 674 de milioane de lei. Cu siguranță că și la Pașcani este o zonă în care domnul ministru Burduja este foarte orientat. Acolo avem licitații de 68 de milioane de lei. Este o euforie, bineînțeles, în piața aceasta de energie. Energia generează energie, iar Hidroeca dorește să fie în continuare un jucător foarte important, legând acest aspect și de noua de în luna iulie, de când suntem listați la bursă, în încercarea de a genera profit și pentru acționari și de a avea un nou comportament în piață de oferire de stabilitate și predictibilitate asupra veniturilor companiei.